Barbara Streisand este fata vesele cu accentul pur de Brooklyn și talentul pentru comedie muzicală, care a adus un debut pe Broadway când abia ieșise din adolescență. Dar copilăria lui Barbara Streisand nu a fost doar distracție și jocuri, la fel cum nici viața pe care a dus-o nu a fost cea care a făcut o femeie puternică și de succes care este acum. De fapt, a avut un început tragic care a contribuit la definirea restului vieții sale. Streisand s-a născut pe 24 aprilie 1942 în Brooklyn, New York, fiind fiica Diane și a lui Emmanuel Streisand. Părea că va avea o copilărie perfect normală, până când totul s-a schimbat când avea doar un an. Tatăl ei, profesor de engleză, a murit în urma unui atac epileptic la vârsta de 35 de ani, lăsând-o pe mama ei singură să o crească pe ea și pe fratele mai mare, Sheldon. Diana Streisand era o mamă singură în anii 40, când majoritatea femeilor nu lucrau, dar nu a avut de ales și s-a angajat ca secretară, mutându-se în cele din urmă cu cei doi copii mici la părinții ei. În momentul în care Streisand avea doar 7 ani și se întorcea acasă din tabăra de vară, a avut parte de un șoc. Mama ei se recăsătorise și familia se mutase în propria lor locuință. Mama ei a născut curând o altă fiică, iar sora mai mare nu a primit prea multă iubire din partea mamei și a tatălui vitreg. Încă de când a absolvit liceul, Barbara Streisand știa că vrea o carieră artistică. Începuse deja să studieze actoria la Cherry Lane Theater, după ce a obținut o bursă în schimbul căreia a lucrat ca bonă pentru cei care au ajutat-o. La 18 ani locuia în Manhattan, dar găsirea unui loc de muncă pe Broadway era un lucru absolut imposibil. Așadar, a început să cânte în barurile gay din Greenwich Village, care erau considerate tabu la acea vreme. A câștigat un concurs de muzică la Lion, care a ajutat-o să se susțină până când i-a venit șansa cea mare, conform The New York Times. În timp ce pentru unele persoane poate dura ani să reușească pe Broadway, lui Streisand i-a luat doar unul. La vârsta de 19 ani, s-a prezentat la o audiție pentru un rol în I Can Get It For You Wholesale și a obținut rolul. Acolo l-a întâlnit și pe bărbatul care avea să-i fie soț, Elliot Gould. Totuși, această căsătorie nu avea să reziste. Deși a avut noroc în carieră, nu același lucru se poate spune despre viața amoroasă. A avut o relație scurtă cu producătorul de film John Peters, dar și o serie de alte relații mai scurte de-a lungul anilor. În anii 80 și 90, presa scria despre relațiile cu Andrew Agassi, Don Johnson și Liam Neeson. Apoi, în 1997, l-a întâlnit pe actorul James Brolin și pe 1 iulie 1998 s-au căsătorit la casa ei din Malibu. Din fericire pentru artistă, cei doi sunt împreună chiar și în zilele noastre, semn că ghinionul în dragoste al Barbara Streisand s-a spart. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Mai mult decât atât, imediat după pandemia de COVID-19, James Brolin a vorbit la emisiunea de la CBS, The Talk, despre viața lor la un an de coronavirus. Pentru mulți oameni, căsnicile nu au funcționat bine în aceste 15 luni, a spus el. Noi chiar ne-am îndrăgostit în acest timp, petrecând timp împreună în fiecare zi și reușind să facem totul să funcționeze. Niciunul dintre noi nu a ieșit pe ușă după o ceartă și suntem buni la a rezolva lucrurile prin discuții. Și cei 23 de ani sunt mai buni ca niciodată. Trebuie să spun asta.